cetățene Ichim, Matias, Alexandru, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Caranfil, Elena? Da! Mai tare! Da! Așa, bravo! Cetățeană Caranfil Elena, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Ichim Matias Alexandru? Da! Bravo! Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăți de comun acord în tot ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți! Bravo! Tot e chem, da? Să ne dăm noi mai încălzat. Așa? Ok. Așa. Jessica? O secundă. Elena? Nu mai știu să scriu. Ok. Așa, nu? Eu vă doresc din toată inima să aveți o căsătorie frumoasă, îmbelșugată, ceea ce vă doriți să se îndeplinească. Și așa cum astăzi sunt atât de mulți alături de voi, înseamnă că sunteți iubiți și să nu uitați acest moment niciodată și să întoarceți această dragoste pe care este prezent. Vă doresc o seară frumoasă, o viață frumoasă și tot ce vă doriți voi să continuați. Actul prin care astăzi vă căsătoriți, nu vă aplec să vă spun, vreau să mi-i mem, doamne, de asta am spus să nu rămâne viața asta noastră, toate doar formalități și să mimăm totul. Eu vă doresc dragoste și corăbdare.